într-o zi ceasul istoriei se va opri. Într-o zi nu o să mai măsurăm harul lui Dumnezeu cu ceasul acela care stă aici pe biserică. Într-o zi o să ies afară și nu o să mai fie întuneric. Și nu o să mai fie nevoie să mă grăbesc pe o nouă zi de muncă. Într-o zi voi fi în împărăția lui Dumnezeu împreună cu sfinți și voi spune aleluia, a mielului să fie slava și gloria și biruință. Până atunci, rămâne ca eu și tu să luptăm. Mâine va fi o nouă zi. O zi în care vom putea demonstra dacă ne-am închinat bine astăzi. O zi în care va trebui să dovedim că dragostea din Dumnezeu nu e o vorbă, ci o faptă și un adevăr. Sunt oameni care se duc înaintea Domnului sau înaintea oamenilor și spun: ce probleme mare am, ce probleme mare am eu, ce problemă mare am eu. Există însă și oameni care se duc și stau de vorbă cu problema și spun: măi problemă, ce mare Dumnezeu am eu. Nu-i mai bine să spui problemii tale că ai un Dumnezeu mare decât să te duci mereu să te plângi de ce probleme ai tu. În seara aceasta aș vrea să stăm înaintea tuturor problemelor, eu știu ce probleme ai tu, și să spui: mă problemă, te-ai cam umflat. Dar vreau să spun un lucru. În seara aceasta, eu am un Dumnezeu mare. Amin. Vedeți dumneavoastră, îi spuneam pastorului dumneavoastră, fratelui Cornel, i-am spus: frate Cornel, m-a ajuns oboseala. Simt că m-am înmuiat din cap până în picioare. Auzi, vă spun un lucru. Niciodată să nu vă bizuiți pe Florin Ianovici, că obosește. Dar Dumnezeul nostru nu obosește. Mâna Domnului este puternică. Și în această seară, cu bucurie, să-i spunem Domnului: Doamne, Tu ești tăria mea. Tu ești Dumnezeul în care mă încred. Ai o factură neplătită? Tu uită-te la ea și spune: mă, factură, Tu știi ce mare e Dumnezeul meu. Ai ceva analize de la spital care nu sunt bune? Uită-te la ele și spune: măi, analize medicale, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeul meu e mare. Această cântare pe care noi o vom cânta ca o închinare și ca o declarație a încrederii noastre în Dumnezeu a fost cântarea cu care am trecut prin operația fiicei mele. A fost cântarea cu care am încheiat fiecare seară de turneu când am mers în evangelizare. Pentru mine înseamnă mult. Știți de ce? Nu cântarea înseamnă mult, ci Dumnezeul care este în cântare. Iubiții Domnului, într-un singur gând, aveți un Dumnezeu mare. Dar știți ce vreau să vă spun? Înainte să o cântăm, vouă vă este dor de Dumnezeu. Știi, uneori aș vrea să-L strâng pe Dumnezeu în brațe, dar nu pot, că-i Duh și nu-L văd. Ce zice voi dacă până ajungem noi în cer, de dorul acestui Iisus, îl apucăm și noi pe fratele de lângă noi? Îl apuc de o mână, îl scutur bine să mai ostoiesc dorul inimii. Mai e o soră în brațe și spui: soră, te strâng și eu în brațe să mai treacă de dor după Iisus. Hai, ce stați așa? Gata! Binecuvântați-vă unii pe alții. Și să nu uitați la sfârșit să veniți și la mine, că eu sunt precum cucu aici. Fii binecuvântat de Domnul. Aleluia. Dumnezeul nostru e mare. Dumnezeul nostru e mare. Dumnezeul nostru e puternic. Dumnezeul nostru este aici. Dumnezeul nostru este aici. Mărire Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Haideți să-L binecuvântăm pe Domnul, să-L lăudăm pe Domnul. Dumnezeu e tăria mea. Și asta nu o să se schimbe niciodată. Că e luni, că e marți, că e miercuri, că este toamnă sau iarnă, că sunt mai bogat sau mai sărac, că sunt mai sănătos sau mai bolnav, nu o să se schimbe niciodată. Că primesc o lovitură sau 10, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când mă mai e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când mă mai e grea, Dumnezeu e tăria mea.
sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Mulțumim, Tată! Mulțumim, Dumnezeu nostru! Am respirat aer ceresc, Doamne, și am simțit în această seară înviorare în sufletul nostru. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul meu, că am putut să ne închinăm ție. Îți mulțumim că în această seară ne-ai dat sănătate să ajungem la casa ta de rugăciune. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru timpul acesta în care ne-am antrenat pentru cer, Doamne. Va veni o zi, mâine, o zi de lucru și o săptămână în care intrăm. Ajută-ne să nu uităm că în această seară te-am declarat Dumnezeul nostru. Dumnezeu care n-a pierdut niciun război. Dumnezeu care știe să aducă biruință celor ce se încred în El. Îți mulțumim. Și când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! Nu ocupați locului, mai dați-vă o dată mâinile unii altora, pentru că acum veți fi mai plini de bucurie. Oferiți-vă și un zâmbet și apoi vă rog să vă așezați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să mă binecuvânteze. În cimitirul de la Săpânța am fost anul acesta împreună cu cireșarii și printre altele am citit acolo mai multe inscripții, sunt un fel de necrolog care se lasă după moarte. Și acolo am citit o inscripție privitoare la un bărbat, un soț care a plecat la cele veșnice. Și acolo scria pe cruce în felul următor: Dragul nostru, după tine ne pare și rău și bine. Eu mâine plec acasă, slăvit să fie Dumnezeu, mă gândesc că după mine vă pare și rău și bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, cred, dacă Dumnezeu ne binecuvântează și planurile noastre omenești până la urmă vor avea biruință, o să vă facem surpriza să ne revedem undeva prin aprilie, într-o formulă interesantă. Nu vă dezvăluie mai mult, dar prin aprilie ne gândim să vă vizităm cu ceva prieteni de-ai noștri. Până atunci rugați-vă Domnului, dacă ai voie la Dumnezeu, să mai trăim, să ne mai pocăim, că de trăit Dumnezeu știe cât trăim, dar ca să ne pocăim, de noi depinde. Ajută-ne, Doamne! Iubiții Domnului, în această seară m-am gândit să abordez un subiect care sper să fie important și să aibă și pentru sufletul dumneavoastră aceeași, dacă vreți, greutate care am avut-o și pentru mine. Iubiții Domnului, înaintea oamenilor, eu, Florin Ianovici, sunt acela care vreau eu să fiu. Dacă vreau să zâmbesc în fața unui om, zâmbesc în fața unui om. Și omul o să zică: o, ce vesel este omul ăsta. Dacă vreau să fiu solemn în fața cuiva și grav, voi fi solemn și voi fi grav și nu voi zâmbi și o să zică oamenii: vai, ce om solemn și grav este. De ce spun lucrul ăsta? Spun lucrul ăsta pentru că pe pământ noi putem să ne îmbrăcăm într-un fel, putem să ne purtăm într-un fel și putem să apărăm înaintea oamenilor într-un fel. Eu plec de la dumneavoastră și s-ar putea ca unii să zică: măi, a venit unul din București și ne-a plăcut de el. Eu zic că și în București sunt pocăiți, nu? Deci o surpriză, poate pentru unii. Și să zic că, măi, nouă ne-a plăcut omul acela. Dar vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Cel ce cântărește cu adevărat e Dumnezeu. Examenul final al credinței noastre și al trăirii noastre pe acest pământ îl vom da nu înaintea oamenilor, ci înaintea aceluia al cărui ochi sunt ca para focului.
Când Dumnezeu spune în Matei 25 că ne vom prezenta înaintea Lui, El spune că sunt două categorii de oameni care vor fi în cer. Și amândouă categoriile sunt surprinse. Prima categorie va primi următoarea urare din partea Domnului. Veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Pentru că, zice Domnul Iisus, când am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, când am fost bolnav, m-ați vizitat, când am fost în închisoare, ați venit la mine. Și toți aceștia surprinși, oamenii care au primit înaintea lui Dumnezeu intrarea în împărăție, surprinși întreabă, când am făcut noi lucrurile acestea? Și el zice, când ați făcut unul din acestea, unui micuț de-al meu, mie mi-ți l-a făcut. O a doua surpriză va fi pentru oamenii care, stând înaintea lui Dumnezeu, vor zice, plin de entuziasm, am fost în corul bisericii, am predicat în biserica Happy Valley, o atâta vreme, eu am predicat joi, vineri, sâmbătă, nu știu, în București. Și vă zice, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am venit noi 40 de ani la program. Și atunci Domnul Iisus Hristos, într-un mod șocant, le spune, depărtați-vă de la mine. Și mai adaug un cuvânt greu acolo și spune, depărtați-vă de la mine, blestemaților. Eu nu v-am cunoscut niciodată. Și atunci oamenii aceia șocați vor vedea că, de fapt, Dumnezeul căruia i s-au închinat este un Dumnezeu diferit de ceea ce i-au înțeles și au crezut. De aceea, astăzi, vreau să stau înaintea dumneavoastră ca un om care se întreabă, oare care este dragostea pe care Dumnezeu o recunoaște? Suntem mulți oameni care spunem, iubim pe Dumnezeu, dar la fel de simplu spunem, iubesc Coca-Cola, iubesc pizza. A ajuns cuvântul iubire să nu mai știi ce reprezintă. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, n-ați vrea să știți cum arată dragostea pe care Dumnezeu o recunoaște ca dragoste? Pentru că femeia acesteia din text, Domnul Iisus Hristos îi spune, pentru că a iubit mult, păcatele ei îi sunt iertate. Și Domnul Iisus Hristos, uitându-l la această femeie, nu spune doar că a iubit, ci spune a iubit mult. Ce a găsit Dumnezeu la această femeie de a putut spune Domnul Iisus Hristos, da femeie, tu m-ai iubit așa cum trebuie să mă iubească orice om pe pământul acesta. Și din pricina iubirii pe care ai avut-o față de mine, păcatele tale care sunt multe, îți sunt iertate. N-ați dori în această seară să plecăm spunând, Doamne, îți mulțumesc că am învățat să te iubesc cum vrei Tu. Pentru că Dumnezeu s-ar putea să ajungem în cer să spună, m-ai iubit cum ai vrut Tu. Și iubirea pe care eu am așteptat-o nu seamănă cu iubirea pe care mi-ai dat-o. Pentru că atunci când tu m-ai iubit pe mine, de fapt te-ai iubit pe tine. Și atunci când m-ai iubit pe mine, de fapt ți-ai iubit folosul tău. Și aș vrea din toată inima fiecare credincios prezent în această seară să primească din partea lui Iisus Hristos următorul gând. Bine, rob bun și credincios, m-ai iubit? Și aș vrea să-L iubim pe Dumnezeu cum vrea El. Și aș vrea să-L iubim pe Dumnezeu după gândul Lui. La mine, bună oară, se poate întâmpla ca cineva să vină după două ore și să-i cer un pahar cu apă și după două ore să vină să spună, oh, I'm sorry, am uitat să-ți aduc apă, dar uite, după două ore ți-am adus Coca-Cola. Și o să spun, du-te sănătos cu Coca-Cola, că eu între timp am murit de sete. Ați înțeles ce vă spun? Nu tot felul nostru de a iubi este un fel de a iubi pe care Dumnezeu îl apreciază. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, iubiții Domnului, este că dragostea adevărată se închină. Deci vă rog să țineți minte, dragostea adevărată se închină. Simon l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în casa lui. Știe cineva cum spune Biblia că era acest Simon? Simon cum? Simon leprosul, spune Biblia. Vă întreb pe dumneavoastră, Simon leprosul, spune Biblia, e pentru că el era lepros când a intrat Domnul Iisus la el în casă sau a fost un lepros? Nu putea să intre Domnul Iisus Hristos în casa unui lepros, pentru că legea nu permitea. Cu siguranță că era un om care a fost lepros și a fost vindecat. Și cel mai probabil, și cred că nu greșim dacă spunem lucrul acesta, cel ce l-a vindecat pe lepros a fost Domnul Iisus Hristos.
Motivul pentru care Simon, fost lepros, îl invită pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, e că Iisus Hristos l-a vindecat pe acest Simon. Simon făcea parte din tagma oamenilor înalți. Era un fariseu, un om al zilei, un om care avea un statut social, un om care avea un statut religios. Și atunci îi spune el, trebuie să-l invit pe acest Iisus Hristos în casă și să-i dau o masă, un ospăț în semn de recunoștință. Când Domnul Iisus Hristos ajunge la Simon, și va trebui să înțelegeți cum era această casă, nu era o casă cum avem noi, un apartament pac, în cui și descui. Ospeția în Israel era într-un cort. Pereții cortului erau ridicați. Avea loc într-un loc foarte important, de obicei într-un loc central. Și toți oamenii care erau prin prejur puteau vedea acest ospăț, pentru că el era într-un cort foarte mare, cu pereții ridicați. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa fostului lepros, primul lucru pe care trebuia să-l facă el era să meargă să-i spună, bine ai venit. Trebuia să se ridice de la locul în care el era, să meargă spre Domnul Iisus Hristos și primul lucru pe care trebuia să-l facă era să-i dea un sărut de bun venit. Însă problema lui Simon, dumneavoastră mă înțelegeți? Faceți cu mână dacă mă înțelegeți, că așa de mult vorbiți americană, eu sunt panicat deja. Nu-mi dau seama dacă voi înțelegeți ce spun eu. Vorbesc atât de rar că sunt eu mirat de mine. De obicei eu sunt mitralieră când vorbesc, dar în seara asta am pus frâna. Cât mă ține? Cât mă ține? Că s-ar putea să nu mă țin la un moment dat. Iubiții Domnului, în momentul în care el a intrat, Simon trebuia să se ridice să-l sărute. Acum vreau să înțelegeți un lucru. Existau două obiceiuri în Israel. Primul obicei era următorul. Tu, gazdă, mă inviți pe mine. Și în momentul când eu ți intru în casă, dacă tu te ridici și vii spre mine, asta înseamnă că declarația ta este următoarea. Tu ești mai mare decât mine. Pentru că eu vin și mă ridic și vin spre tine să spun bine ai venit în casa mea. În momentul în care statutul tău social nu-ți permitea lucrul ăsta și tu erai mai presus de oaspetele tău, trimiteai o slugă să se ducă și să facă spălarea picioarelor. Fie le spălai tu, fie spăla o slugă. Și dacă cel ce intra în casa ta era mai low, era mai scăzut așa în statut social, atunci spuneai în felul următor, îți trimit o slugă să te spele pe picioare, pentru că noi nu avem aceeași diplomă. Tu n-ai terminat unde am terminat eu facultatea. Ați înțeles ideea, da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar Simon, într-un mod neașteptat, rămâne în locul în care era, nu se ridică, nu-i dă un sărut Domnului Iisus Hristos, nu-i spală picioarele și spălarea picioarelor în Israel nu era numai o problemă de curtoazie, de politețe, era și o necesitate, pentru că în perioada aceea, fiind praf, ei umblau în sandale, oaspetele era plin de praf și spălarea picioarelor însemna și o curtoazie și însemna și o necesitate. Și mai trebuia să facă un lucru, trebuia să ia niște un de lemn din acela care este revigorant și să-l ungă pe Domnul Iisus Hristos pe față. Dumneavoastră când intrați într-o casă, nu vă întreabă gazda, vrei niște apă rece? La voi este și cu gheață. Vrei cu gheață? Te întreabă, sau fără gheață. Do you want a coffee or something else? Și tu îi spui, nu vreau cafea, că n-am mâncat pe ziua de azi. Apropo, în București, la noi, toată lumea te întreabă dacă vrei o cafea. Nimeni nu te întreabă, ai mâncat? Că dacă bei o cafea, trebuie să fii mâncat înainte. Bun, am închis paranteza. Și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, mă rog, nu l-au întrebat pe Domnul Iisus, nici sărutare nu i-au dat, nici pe picioare nu l-au spălat, nici un de lemn revigorant nu i-au dat, l-au lăsat abandonat la intrarea în cort. Ok, m-ai vindecat, ok, îți dau un ospăț, intră și descurcă, te găsește-ți acolo un loc. Asta a făcut Simon. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu să ne ferească să stăm în casa lui Dumnezeu cum a stat Simon odinioară. Dumneavoastră știți că aceasta este casa Dumnezeului celui viu? Iisus Hristos când intră în casa de închinare trebuie să găsească o anumită atitudine. Și acum eu vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei. Undeva din mulțime o femeie s-a uitat și a văzut uluită cum Simon leprosul nu face niciun gest de politețe, nu își îndeplinește îndatorirea de gazdă. Și această femeie spune cuvântul lui Dumnezeu că
cumva a trecut prin mijlocul lor și s-a dus, s-a proștenut la picioarele Domnului Iisus Hristos, a început să plângă pe picioarele Domnului Iisus Hristos, să șteargă cu părul picioarele Domnului Iisus Hristos și să ungă cu un delem, un mir scump, să-l ungă pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că femeia aceasta s-a uitat și a zis: cum puteți voi să-l tratați pe el în felul acesta? Cum puteți ca voi să-l invitați pe el și să-l lăsați să stea la ușă? Cum puteți să-l chemați pe el și să nu vă faceți datoria de gazdă? Cum puteți să-l chemați pe el și să-l lăsați undeva abandonat? Vreți să vă spun, dragii mei, cum este dragostea din Dumnezeu? Dragostea din Dumnezeu se închină. Și ascultați-mă ce vă spun. Cenușăreasa vieții noastre și cea mai neînsemnată lucrare a vieților noastre, lucrarea dincolo de care am pierdut totul, este odăița noastră. Majoritatea oamenilor înfrânți cu care am stat de vorbă, majoritatea familiilor destrămate, majoritatea patimilor care au pătruns în sufletul unui om, se datorează faptului că într-un mod nenorocit noi am ajuns să ne închinăm numai duminica în biserică. Noi nu avem viață de închinare cu Dumnezeu. Noi nu avem timp de închinare cu Dumnezeu. Noi nu-L căutăm pe Dumnezeu în odăița noastră. Prieteni, mă ascultați ce vă spun în această seară. Dumnezeu din cer nu se simte onorat și dragostea noastră nu-i suficientă dacă noi ne închinăm numai la biserică cu 3 cântece pe săptămână, cu 2 rugăciuni la biserică. Nu e dragoste! Dragostea din Dumnezeu este departe de ochii lumii. Dragostea din Dumnezeu este în dărătul ușii tale, a odăiței tale. În fiecare zi să te duci să spui: de dorul tău, Iisus iubit, am intrat aici să stau de vorbă cu tine. Testul dragostii noastre nu este să cântăm doar la biserică. Testul dragostii noastre este ca în odăița ta să te duci cu Dumnezeu. V-ați făcut case, fiecare avem acasă ce ne place. Ne-am luat plasme, ne-am luat LCD-uri, avem iPhone-uri, avem canapele din piele. Dar întrebarea lui Iisus Hristos este: unde este odăița? Unde e locul unde să stau de vorbă cu tine? Unde este colțul din casă unde să stăm noi doi să plângem? Hristoase, eu nu te iubesc să mă vadă pastorul, eu nu mă închin să mă vadă colegii, eu te caut pe tine, pentru că inima mea arde de dor după tine. Spun iubiții Domnului, că Dumnezeu din cer se uită în fiecare zi a vieții noastre să vadă dacă ne închinăm. În fiecare zi am un locușor, eu am un dulap acasă și în spatele acestui dulap e o cămăruță mică. Și dimineața la prima oră când sunt proaspăt, nu mă duc la Iisus Hristos să-mi cadă capul de pe umeri de oboseală. Eu nu mă rog lui Dumnezeu când sunt praf și pulbere să băigui 2 vorbe și să adorm pe genunchi. Dimineața când sunt proaspăt, astăzi dimineața am dat deșteptarea în familia lui Cornel, pentru că de la 4 dimineața bântuiam. M-am dus să mă rog lui Dumnezeu și am spus lui Dumnezeu cuvinte pe care nu le știe nimeni, dar astăzi s-au împlinit aici în adunare, le-am văzut cu ochii mei. Am stat de vorbă cu el dimineață și am început să plâng, pentru că la prima oră dimineață când m-am trezit, Duhul Sfânt mi-a dat o cântare și mergeam prin casă spunând: o, ce valuri de îndurare curg din crucea lui Hristos. Și am zis: Doamne, Dumnezeul meu, nu mă vede nimeni, nu mă vede Happy Valley, nu mă vede Betelul, nu mă vede nimeni, mă vezi Tu. Și am stat să mă închin cu el, să intri în cămăruță și să nu intri în cămăruță grăbit, să nu intri în cămăruță ca un om care treci cu viteza luminii. Am văzut oameni care atunci când pleacă de acasă, aveam un prieten care în fiecare dimineață îl luam la serviciu și pe hol, înainte să plece, punea capul în jos după ce își lega șiretul și spunea: Doamne, te rog să binecuvântez casa mea, te rog să mă ferești de accidente, te rog, Doamne Dumnezeu meu, să mă ajut să ajung cu bine la serviciu, te rog, Doamne, să mă ajut să mă întorc cu bine de la serviciu. Amin! Extraordinar! Cu rugăciunea aceasta sigur îl iubim pe Dumnezeu. E gata Dumnezeu, nu mai poate. Asta nu e rugăciune, dragii mei. Asta înseamnă să împuși cerul. Asta înseamnă să asaltezi cerul. Asta este o minciună pe care cel rău ne lasă să o credem. Asta nu e rugăciune. Adevărata închinare ia harfa. Adevărata închinare ia caietelul. Adevărata închinare ia Biblia. Se duce în cămăruță și stă cu el și spune: vorbește-mi, vorbește-mi, stai de vorbă cu mine.
În atâtea împrejurări ale vieții mele, n-am primit răspunsuri. De multe ori m-am dus în odăiță și am venit cu întrebări grele și n-am primit răspunsuri. Nu mi-a zis Dumnezeu, fă asta sau fă asta. De cele mai multe ori Dumnezeu tace în viața mea. N-am pretenția că Dumnezeu îmi vorbește într-un mod excepțional. Nu mă pot lăuda cu experiențe deosebite în cămăruță. N-a venit Dumnezeu să-mi spună taine, dar vă spun un lucru în numele acestui Iisus pe care îl iubesc. Ori de câte ori am mers în cămăruță, chiar dacă n-am primit răspunsuri, l-am primit pe El și a coborât acolo lângă mine și mi-a vindecat inima și mi-a dat putere și mi-a dat îndrăzneală. Am plecat de la rugăciune și am zis, nu știu în ce direcție voi merge, dar eu știu că e cu mine. Adevărata închinare, dragii mei, este închinarea dincolo de ochii celorlalți. Vreau să vă spun un lucru, aveți vreun prieten, cineva dintre voi? Cât dintre voi sunteți căsătoriți? Mâna sus. Ohohoho. Slavă Domnului! Dragii mei, te duci la soția ta. Este 8 martie, draga mea, ți-am adus o floare. Poftim! Ți-am adus o floare. Și ce o să spună de cele mai mult soția? Bine, da, ia, bun. Copiii mei când erau mai mici, fetițele mele, am două fetițe, mulțumesc și vouă să vă trăiască, am două fetițe, făceau tot felul de prostii în casă, făceau, nu își făceau niciuna, nici altele, mai multe. Și apoi veneau la mine și la soția mea și se băgau în ea umbră. Mami, te iubim, mami, te iubim, mami, te iubim. Și au crescut. Și la un moment dat au avut pe mine spunând, când veneau fetițele, mami, te iubim, ce? Ia mai lăsați-mă, nu mă mai iubiți. Mai iubiți-mă și cu patul, faceți patul. Mai iubiți-mă și mă duceți gunoi, m-am săturat să fiu așa iubită. Și astăzi de iubită, de nu mai știu de mine, zice. Și toată treaba o fac numai eu. Iubiții Domnului, copiii lui Dumnezeu, aș vrea să-L iubim pe Iisus Hristos cum vrea El, nu cum vrea noi. O să vă spun, dragii mei, că acolo, cât de mult te închin lui Dumnezeu, atât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Am întrebat pe Domnul Dumnezeu și am zis, Doamne, de 2000 de ani pregătești un locaș, ca acolo unde ești Tu să fim și noi. Ce ți-a atâta timp? Ce-ar putea Dumnezeu să facă atât de mult unui locaș? Spune Biblia că Duhul Domnului se plimba pe deasupra apelor, a zis să fie și Dumnezeu zice că s-a făcut. Și atunci locașul ăsta de ce atât de mult? V-ați spus toată întrebarea. Mai sunteți aici prezenți? Domnul să vă binecuvânteze. L-am întrebat pe Domnul, Doamne, ce ți-a așa de mult și ce înseamnă locașul ăsta de sus? Eram odată în odăiță și stăteam de vorbă cu Domnul și Duhul Sfânt îmi spune direct, zice, locașul de sus e odăița de jos pe care o iau și o împodobesc. Păi cum adică, iubiții Domnului, nu L-ai căutat pe Dumnezeu de separat, în singurătate și crezi că ai locaș sus? Nu L-ai căutat pe Iisus Hristos să cânți o cântare tu, nea să știți ce voce am eu, groasnică. Dar știți ce se întâmplă? Vecinul meu îmi spune, zice, măi vecine, aproape că am învățat și eu cu toate cântările pe care le știi tu, pentru că eu când îi cânt Domnului în cămăruță, zângănesc ferestrele, tremură pereții. Eu cu Dumnezeu acolo îi cânt. Nu mă interesează cine mă ascultă. Nu mă interesează dacă mă bagă sau nu mă bagă în cor. Nu, mă interesează să-i cânt lui Iisus. Mărire Domnului. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, întorceți-vă în seara aceasta acasă și puneți-vă în minte să găsiți un colț, un colț, undeva lângă o canapea, undeva într-un loc, să fie aceea odăița ta, locul tău cu Iisus. Ajută-ne, Doamne. Iubiții Domnului, două privighetori stăteau de vorbă. Una dintre ele cânta și era răgușită complet. La care cealaltă îi spune, mă, nu mai cânta, zice. Tu nu vezi cum cânți, ești răgușită, ești praf. Aia cânta în continuare. După care îi spune, mă, ce n-ai înțeles? Tu ești privighetoare, mă. Tu nu poți să cânți în halul ăsta că ne faci de râs. La care privighetoarea care era răgușită îi spune, auzi, dacă eu nu o să cânt, o să cânte broaștele. Dacă voi, iubiții Domnului, nu o să cântați, dacă voi nu o să vă închinați, o să o facă maneliștii pe stradă. Lai, lai, la și lai, lai, la și o să cânte lumea. Nu să cânte lumea, oameni buni, să cânte biserica, amin? Ne închinăm noi. În curând, iubiții Domnului, pământul acesta se va sfârși și vom fi înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să înțelegeți în această seară, dragostea adevărată se închină. Câți dintre voi postiți de două ori pe săptămână? Mâna sus. Bun, am văzut ceva mâini. Deci sunteți cât fariseii. Hopa, cui îi place să fie fariseu? Și fariseii posteze două ori pe săptămână, dau zeciuială din
toate veniturile lor, câți dați 10% din toate veniturile voastre? Cum adică, Doamne, și business-ul ăsta trebuie zeciuit? Ăsta nu trebuie zeciuit, că ăsta e pe 32 ale lunii. Să vă desenez ce spun? Ați înțeles ce vă spun eu? Iubiții Domnului, Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem un lucru în această seară. Dumnezeu din cer vrea ca noi să ne închinăm și închinarea aceasta să fie o închinare departe de ochii celorlalți. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Postești de 2 ori pe săptămână. Fariseu, zice Domnul. Dai 10% din toate veniturile tale, ce datorie. Deci de la 2 posturi în sus înțeleg eu că îl iubesc pe Iisus. Dacă am 3 posturi ar fi cel mai bine. O să zic, dar eu nu pot să postesc. Pe mine mă doare capul. Dacă nu beau cafea, nu nimeresc ușa. Dar va trebui să o faci dacă îl iubești. Și am văzut eu băieții care sunt îndrăgostiți. Ar merge și pe jos până la casa iubitei. Iar ce să mai zic la telefon? Cât vorbește cu tine? 2 ore, 3 ore? Ia foc acumulatorul. Te arde urechea. De ce? Îl iubesc. Și cu Iisus? Doamne, păzește-mi casa, păzește-mi copiii, păzește-mă pe mine. Amin. Casco. Asigurare. Dumnezeu tip poliță. Mulțumesc. Sunt asigurat. Cer asigurat. Mântuire asigurată. Pâine asigurată. Dumnezeu tip poliță. Ați priceput ce vă spun? Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm. Dovada dragostei este aceasta. Și dacă Dumnezeu va avea și dacă tu vei avea un locaș în cer, e pentru că ai avut o odăiță pe pământ. Cine n-are o odăiță pe pământ, să știe că de-aia întârzie Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vrea să avem locaș în cer. Pentru asta trebuie să avem o odăiță pe pământ. 2. Dragostea adevărată schimbă. Vine această femeie la Domnul Iisus Hristos, se proșterne la picioarele Domnului Iisus Hristos și despre ea se spune că e o femeie păcătoasă. Subtitul Bibliei este femeia păcătoasă. Simon zice despre ea că e femeie păcătoasă, ce dacă ar ști cine e femeia asta. Toți știu că e păcătoasă. Iisus Hristos spune despre această femeie că este păcătoasă, pentru că spune că i s-a iertat mult. Deci e clar că a avut păcate. Femeia însă și zice despre ea, sunt o păcătoasă. Ea n-a contestat lucrul ăsta. Dar s-a dus și s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Iubiții Domnului, primul lucru pe care l-a făcut această femeie este că pe obrajii ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, au apărut lacrimi. Atât de mult a plâns femeia aceasta că a putut spăla picioarele Domnului Iisus Hristos. Așa spune Biblia, că lacrimile ei, cu lacrimile ei, a spălat picioarele Domnului Iisus. Eu vreau să vă întreb în această seară, dragii mei, dumneavoastră credeți că-L iubiți pe Dumnezeu dacă rămâneți în felul de a fi? De 5 ani la biserică și tot nervos? De 15 ani la biserică și încă invidios? De 20 de ani la biserică și încă gândești cu ficatul în loc să gândești cu creierul? De 25 de ani la biserică și tu încă nu poți să ierți pe aproapele tău? De 30 de ani la biserică și încă tu ai patim pe care nu le-ai răstignit? Când femeia a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos, a început să-i spele picioarele cu lacrimi și Domnul Iisus Hristos a zis, femeie, lacrimile tale sunt lacrimi de rușine. Femeia aceasta cel mai probabil este o femeie care a venit ca urmare a predicii care a avut loc puțin mai înainte. Acolo Domnul Iisus Hristos spune celebra expresie, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Femeia aceasta probabil că a fost o femeie care a auzit lucrul ăsta și a zis, eu sunt împovărată, eu sunt apăsată și mă duc după acest Iisus să-mi ia și mie povara aceasta. Dar în drum spre casă s-a gândit să ia ce a avut mai de preț, acel vas de alabastru și l-a adus la Iisus plin cu mir. Și acolo la picioarele Domnului Iisus Hristos a început să plângă. Vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, se poate ca o viață întreagă să avem pe obraz numai lacrimile rușinii? Dumneavoastră știți că lacrimile rușinii sunt un trofeu al satanei? Vii la biserică din duminică în duminică cu capul în jos și faci rugăciunea vameșului. Ai milă de mine, Doamne, păcătosul. A trecut un an de la botez. Ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Au trecut 5 ani de la botez. Ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Eu duminică de duminică am numai lacrimi de rușine. Dar până când? Până când, spune Dumnezeu, o să faci lucrurile acestea? Cum poți să spui că mă iubești dacă tu continui să faci lucrurile care mă îndurerează? Dragostea din Dumnezeu schimbă. Nu poți duminică de duminică să rămâi cu lacrimile rușinii pe obraz. Dar cum adică să te întorci
să te întorci mereu și mereu la lucrurile pe care le-ai făcut. Dar Biblia spune, cine fură, să nu mai fure, cine minte, să nu mai mintă, mărire lui Dumnezeu. Nu putem o viață întreagă să punem temelia lucrurilor începătoare. Nu putem o viață întreagă să fim niște copii pe care Dumnezeu să ia în brațe și să-i mânghe de la stânga la dreapta, cum leagănă snopii. Noi trebuie să creștem, să fim puternici, să ne schimbăm. Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, schimbați-vă. Cine îl iubește pe Dumnezeu va semăna cu Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu va avea gândul lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu va avea atitudinea lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu va avea cuvintele lui Dumnezeu. Dar cât să stai tu cu lacrimile astea pe obraz? În fiecare duminică veneam la biserică, stau de vorbă cu oameni care spun, wow, zice, ai fost avocat 8 ani, zice, extraordinar, și ai lăsat avocatura, zice, ai făcut lucrul ăsta pentru Iisus. Și le spun, oameni buni, eu nu m-am lăsat de avocatură pentru Iisus. Eu m-am lăsat de avocatură pentru mine, ca să nu mă duc în iad. N-am făcut niciun sacrificiu că m-am lăsat de avocatură. Cum adică, oh, Jesus, ce sacrificiu am făcut eu, nu mai fur. Dar nu-i stupid lucrul ăsta. Oh, Jesus, ce sacrificiu am făcut eu pentru tine, nu mai mint. Cum ai făcut sacrificiu? Dar nu te duceai în iad? Pentru tine ai făcut ceea ce ai făcut. Dragostea din Dumnezeu te schimbă, te transformă, te înnoiește. Asta nu e sacrificiu, e datorie, e normalitate, mărire lui Dumnezeu. Sacrificiul e că am venit acum mii de maile și am lăsat acasă familia. Poate că ăsta e un sacrificiu, dar să nu minți, să nu furi, să nu înșeli, să nu curvești, să nu vorbești aproape de rău. Asta e datorie, mărire lui Dumnezeu. Cum adică îl iubesc pe Dumnezeu și rămân eu? Cum adică îl iubesc pe Dumnezeu și rămân în felul meu de a fi? Cum adică îl iubesc pe Dumnezeu și eu nu mă schimb? Ce iubire scapă, ciudată, e asta. După 15 ani de zile, nu știu, te-ai căsătorit și zice soția în primul an, zice, hai mă, pune-ți ciorapii, strângeți-i, bagă ciorapii în șifoner. Și tu îi spui, o, scuză-mă. După 15 ani îi spune soția, mă, nu mai bagi ciorapii în șifoner. Și tu spui, scuză-mă. După 20 de ani, bagă-ți mă ciorapii în șifoner, că mereu îi lași, o, scuză-mă. Păi unde o să spună soție, dar lasă-mă cu scuzele tale că nu mă iubești. Că dacă m-ai iubi, ai face. Dacă m-ai iubi, te-ai schimba. Și mereu ne spun oamenii, dacă m-ai iubi, te-ai schimba. Și spunem copiilor noștri, dacă m-ați iubi și ne-ați respecta, v-ați schimba. Și Dumnezeu din cer ne spune, dacă m-ați iubi, v-ați schimba. Dar nu-i dragoste. Cum adică? A venit femeia aceasta și a zis, astea lacrimile rușinii, să nu rămână pe obraz. Dar ce lacrimi să am? O mărire lui Iisus Hristos. Să avem lacrimile biruinței. Să avem lacrimi înaintea Domnului, dar lacrimi de bucurie. Doamne, îți mulțumesc mărire ție, că am biruit pe cel rău. Îți mulțumesc, Doamne, că pot sta înaintea Ta. Îți mulțumesc că pot cânta o cântare, aleluia! Îți mulțumesc, Doamne, că sunt un biruitor. Pot totul în Hristos care mă întărește. Mărire Lui... Vine femeia și spune, Doamne, zice, mai există un lucru, zice, părul ăsta al meu, zice, l-am făcut ștergar pentru picioarele Domnului Iisus Hristos. După ce a plâns și a vărsat lacrimile, a luat acel păr și a șters picioarele Domnului Iisus Hristos. Când femeia aceasta ieșea afară, pentru că era o femeie despre care Biblia spune că era păcătoasă și dacă știau atâția că e păcătoasă, clar că era o păcătoasă de un anumit tip. Înțelegeți voi ce vă spun în seara asta? Și când ieșea afară această femeie, părul ei, ca să ștergi părul cuiva, să ștergi picioarele cuiva cu părul, clar că era un păr lung. Femeia aceasta a ieșit cu părul în vânt și probabil că bărbații se învârteau după ea, se uitau după părul ei unduios. Și în momentul acela a venit și a spus, Doamne, eu nu mai sunt și nu mai vreau să fiu ce am fost. Părul acesta care mi-a fost ispită și mi-a fost căderea în păcat, îl fac ștergarul picioarelor tale, mărire lui Iisus. Că Dumnezeu nu mi-a dat un trup și Dumnezeu nu ne-a dat frumusețe și Dumnezeu ne-a dat inteligență ca să devenim coșul de gunoi al satanei. Dumnezeu ne-a dat toate aceste lucruri ca să devenim ce? Un vas de cinste care să poartă o mireasmă de viață. Mi-a dat Dumnezeu glas, nu ca să mor mai ca un urs. Dumnezeu nu mi-a dat mâini să le țin în buzunar. Dumnezeu nu mi-a dat ochi ca să colind eu prin adunare să văd, mă, cine mai este îmbrăcat azi în roz? Că rozul nu-i de la Domnul. Dar de unde știi că nu-i de la Domnul roz? Mie îmi place rozul. Eu în fiecare duminică după amiază mă îmbrac în culori puternice ca să fiu treaz. Și acum, vedeți, mi-am luat turcoaz. Bun. Am închis paranteza.
Femeia aceasta a venit și a zis, Doamne, zice ea, eu, zice, am primit niște bani. Au venit, au plecat și mi-au lăsat niște bani. Cec nu era, bancă nu era, i-a tezaurizat cumpărând un vas cu mir, scump, ăla însemna multă, multă muncă. Și a zis, Doamne, uite ce zice ea, eu mă schimb, eu nu mai fac afaceri mincinoase, eu nu mai sunt viclean, am venit la Iisus, m-am pocăit. Zice eu, Doamne, toți banii ăștia nu-i mai fac într-un mod ilegal. Zice Domnul Iisus Hristos, unii v-ați pocăit inima, dar nu și seifele. Nu v-ați pocăit și contul bancar, stiloul a rămas tot nepocăit că scrie cecuri false. Nu, deci când te-ai pocăit, dragostea adevărată te schimbă. Nu tu viclean, nu tu murdar, nu tu cu vicleșug, dacă ești al lui Dumnezeu, vei fi un om cinstit. Și zice, eu nu mai fac lucrul ăsta, nu? Eu nu mai șterpelez din buzunarul mamei, eu nu mai fac lucrurile acestea, nu mai înșel pe nimeni, nu mai mint, deci eu nu mai câștig bani necinstiți. Ce a zis Zacheu? Mântuit ești tu, mă, Zacheu? Mântuit sunt. Dar de unde știi? Pentru că oricui, pe oricine am îndreptățit, îi dau înapoi dublu, zice el. Pentru că am fost un om deștept și am făcut dobândă de pe urma banilor pe care i-am furat. Și acum am de unde să dau înapoi dublu, zice el. Dacă ne-am îndreptățit pe ceva, îi dau și împătrit, zice. De ce? Pentru că-s mântuit, zice el. Și am înțeles că mântuirea schimbă. Nu? Deci nu mă tor la Dumnezeu și spun, Doamne, îți mulțumesc că am raiul asigurat și eu în continuare sunt un... Nu, Dumnezeu să mă ajute, ce sunt, nu știu ce sunt. Un viclean? Nu se poate așa ceva. Dumnezeu să ne ajute. Mă auziți voi ce vă spun acum? Dumnezeu să ne ajute, oameni buni. Noi nu mai câștigăm pâinea cu viclenie. Noi nu mai facem bani cu viclenie. Dar cum? Cinstit. De ce? Îl iubim pe Iisus. Aleluia. Clar și simplu. Nu poate să fie mai simplu de atâta nimic. Și în al patrulea rând, zice această femeie, zice, o, zice ea, zice, buzele astea, toată viața mea m-a făcut să cad în ispită, zice ea. Mi-a dat Dumnezeu buze, le-am folosit rău, zice. Acum a sărutat picioarele lui Iisus și zice Biblia că le săruta mult, cu patimă. Vreau să vă spun un lucru, copiii Domnului și voi, tinerilor. În numele Domnului Iisus Hristos aș vrea să vă spun, de dragul vostru și al Domnului Iisus Hristos, nu vă dați tinerețea celui rău. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți că atât de viclean și de abil este Satana. O să vă spun că în momentul în care cazi în plasa lui, cu greu te mai ridici și nu mai găsești drumul spre viață. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, lui să ne închinăm și numai lui. Și indiferent ce ne-a dat nouă Dumnezeu, ce abilități, ce însușiri, dacă ai ochi albaștri, mulțumește Dumnezeu că ai ochi albaștri, dar nu flirta cu ei, nu coborâ genele. Spune Biblia că fiicele Sionului umblă mândre și cu pași mărunți. V-ați gândit vreodată de ce fiicele Sionului umblă cu pași mărunți și mândre? Deci cam așa umblă fiicele Sionului. Dar de ce umblă așa de mărunt? Mă, m-or fi văzut toți? E cineva care nu m-a văzut? Mai pași mai mărunți până mă vede toată adunarea. Deci încet așa să mă vadă toți. Oameni buni, Dumnezeu ne-a dat lucruri superbe. Dumnezeu ne-a făcut copii frumoși și cu minte, dar vreau să-i dau lui Iisus totul. Eu vreau să mă schimb, mai păstrez nimic pentru lumea aceasta. Eu n-am nimic de dat Satanei. A spus Avram, un fir, un capăt de ață nu iau de la tine. De ce? Îl iubesc pe Domnul. Aleluia! Putem spune în seara aceasta, aleluia! O să spun un lucru, dragii mei. Când eram la începuturile lucrării cu copiii, Doamne, cât de naivă eram. Nu că aș fi astăzi mai puțin naiv, dar atunci eram naiv în felul acela și acum sunt naiv în alt fel. M-am gândit că dacă iau pe copii din stradă și aduc în casă, în orfelinat, și le dau supă caldă, și le dau haine, și shower, și le dau un cămin, o să fie fericire, o să fie bucurie, o să cântăm Domnului. M-am gândit ce naiv am fost. Când au venit copiii, jumătate din ei ne-au furat tot din cămin și au plecat înapoi în stradă. Deci am rămas cu gura căscată. Nu mi-a venit să cred ochilor lucrul ăsta. Într-o zi primisem niște bani, $4,000, i-am pus în seif și când am intrat a doua zi la fundație, la orfelinat, era seiful deschis, banii nu. Când am văzut, m-am albit. Am zis, cine o fi furat banii? Caută în stânga, caută în dreapta, ce să găsești? Nimeni. Ce să fac un pocăit în situația asta? Post, rugăciune.
Dar nu chem FBI-ul, am pe Duhul Sfânt, mărire Domnului, nu tu poliție. Avem un Dumnezeu care ne ajută. Și am zis Domnului, Doamne, dacă e nevoie de banii ăștia, tu știi, dă-ne înapoi, fă cumva, fă să găsim. După două zile am găsit hoțul. Era un tânăr pe nume Laurențiu, avea vreo 14 ani, nu tu mamă, nu tu tată. Mama era undeva prin București, cerșa, tatălui plecat în Canada, l-a luat din stradă, l-am crescut. Și ce a făcut? A găsit banii ăștia, i-a luat pe toți. Ce crezi că s-a făcut? S-a dus la Pizza Hut, a dat pizza la toți băieții din cartier și a cumpărat Adidas Nike și a cumpărat blugi Calvin Klein. Și a venit băiat, normal că l-am prins repede, când umbli în blugi Calvin Klein și ești la orfelinat și a Adidas Nike și te duci la Pizza Hut, evident că te prinde, nu? Și atunci l-am prins și toți cei de acolo, acum vreau să vă spun că toți cei de acolo din cămin au zis, zice, tu ești avocat, zice, îl dăm pe mâna poliției, cheamă poliția, ce pocăiții sunt proști? Au zis el, să ne ia acum de fraier? Ce dă-l pe mâna poliției. Și l-am chemat pe Laurențiu în birou. Și când a intrat Laurențiu în birou, tremura ca varga. M-am uitat la el, tremura, transpira tot. Și când a stat pe canapea, m-am gândit să-i zic vreo două și să chem poliția și să-l dau pe mâna poliției. Dar în timp ce stăteam față în față cu el, mi-am amintit că sunt copil de Dumnezeu. Că eu nu mai trebuie să gândesc cum am gândit. Că eu nu mai sunt al meu să fac tot ce voiesc eu, ci că sunt al lui Dumnezeu și trebuie să am o gândire nouă. Și am prins să mă rog și am zis, învață-mă, Doamne, deschide-mi ochii, deschide-mi mintea, ajută-mă să înțeleg ce trebuie să fac. Și Duhul Sfânt a început să-mi vorbească, să-mi spună, copilul acesta n-a avut în viața lui o pereche de Adidas. Copilul acesta n-a mâncat în viața lui o Pizza Hut. Copilul acesta niciodată n-a avut o pereche de blugi. Copilul acesta a luat acești bani și nu s-a dus ce să facă. S-a dus să-și cumpere ceea ce o viață întreagă i-a fost refuzat. Și Dumnezeu mi-a spus, fii blând, fii bun cu el. Și atunci am spus, Laurențiu, uită-te la mine. Mi-ai luat $1,600 și i-ai cheltuit. N-a mai rămas decât cu 2,400. Și am zis, lucrul acesta este un lucru grav. I-am zis, dacă e să-ți spun după mine, cum sunt eu, Florin Ianovici, te-aș da pe mâna poliției să intri la casa de corecție, dar pentru că l-am găsit pe Iisus Hristos, pentru că m-am întors la Dumnezeu, te iert, Laurențiu, și nu-ți fac niciun rău, dar te rog în numele Domnului să nu uiți niciodată că nu eu, ci Dumnezeu a fost acela care te-a iertat. Mi-a mărturisit Laurențiu că doi ani de zile, ori de câte ori se întâlnea cu mine, punea capul în jos și a zis, ca un fier încins, mă ardea conștiința. Tânărul acesta, la 17 ani, și-a dat viața lui Iisus. A ajuns lider de tineret și știți ce făcea în primă fază? Colecta la biserică. L-am căsătorit cu Gina, o altă fată de la orfelinatul nostru. Le-am ținut copilul în brațe și l-am binecuvântat în biserică. E bucătarul nostru acum. Unul din bucătarii noștri. Când veți veni în București, să-i cereți o pizza. Pentru că Dumnezeul nostru ne schimbă, prieteni, amin? Și dragostea din Dumnezeu schimbă. Și când tu ești un om schimbat, vei avea impact în viețile altora. Când tu vei fi un om schimbat, vei putea produce schimbare. Doamne, de ce nu se pocăiește nimeni? Pentru că suntem palavragii, nu împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că puterea vine de aici, din trăirea cu Dumnezeu. Dacă eu sunt un om al lui Iisus și îl iubesc pe Dumnezeu, mă schimb, de dragul tău mă schimb. Amin? O să închei în această seară. Bun, bravo, sunt în termen. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru, dragii mei. O să vă spun că dragostea din Dumnezeu are curaj. Dragostea din Dumnezeu are îndrăzneală. Ma să fii femeie în Israel, să treci prin mijlocul cortului, să stai la picioarele Domnului Iisus, să faci ceea ce a făcut, înseamnă curaj. Vreau să spun un lucru, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Curajul nu înseamnă să faci ceea ce fac toți. Curajul înseamnă să faci ceea ce puțin fac. Din mulțimea aceea, doar femeia a găsit puterea să meargă și să spună, Simone, câte vreme tu stai pe scaun, Hristos e jos. Și când eu stau la picioarele lui Hristos, Hristos e pe tron. Femeia a avut curajul să rupă niște reguli. Vă rog, tinerilor, în numele Domnului Iisus Hristos, aveți curajul să facă ceea ce nu face nimeni. Am ieșit cu tinerii mei în parc, ne-am îmbrăcat în tricouri albe și am scris curățenie generală. Și ne-am dus și am făcut curățenie în parcul din Crângaș.
Am strâns vreo 30 de saci de gunoi și când au venit oamenii și ne-au întrebat de ce curățați parcul, am spus pentru că Iisus Hristos ne-a curățat inima și am cântat în parc și în fiecare duminică ieșim la metrou și cântăm de dragul lui Iisus Hristos și nu mi-e rușine, am fost avocat și în timp ce eram avocat mă duceam cu tinerii la metrou și cântam și vesteam Evanghelia. Puteau să mă dea afară din barou, puteau să mă trimită la examen de psihiatrie să spună a nebunit avocatul ăsta. Și le-aș fi spus așa, așa e, am înnebunit. Dar eu nebunul mă duc în raiul lui Dumnezeu. Aleluia! Că există o nebunie a propovăduirii crucii. Vă rog să aveți îndrăsneală, vă rog să strigați de bucurie, să strigați aleluia și amin, să nu stați muți ca statuile și să vă trăiți viața cu Dumnezeu plin de pasiune, că nu mai aveți mult și la voi o să apară riduri și la voi o să simțiți că vi se moaie picioarele. Domnul Dumnezeul nostru merită slujit și pentru asta înseamnă să ai curajul să faci ceea ce nimeni nu face. A venit la mine un tânăr, pe nume Samuel, și a zis, pastore, vreau să spun un lucru. Zim, Samuel, am zis. Era revelionul. Zice, eu cred că am înnebunit, zice el. Zic, lasă-mă că ai venit bine, că eu sunt și psiholog. Îți spun imediat diagnosticul. Zice, pastore, zice, eu m-am rugat Domnului, zice, eu într-o zi, zice el, m-am hotărât să fac ceva pentru Dumnezeu. Zice, eu nu știu ce să fac pentru Dumnezeu, dar zice, eu m-am hotărât să mă rog ca să aflu ce vrea Dumnezeu să fac. Și zice, eu n-am, zice, la mine acasă niciun spațiu unde să mă rog. Și atunci eu, zice, m-am băgat în șifonier. Avea un dulap mare acasă, în care nu era nimic. O familie săracă de 11 copii, gol dulapul, gol. Și zice, am închis șifonierul și acolo am stat și m-am rugat lui Dumnezeu. Și ce m-am rugat 17 ore. 17 ore s-a rugat continuu lui Dumnezeu. Zice, la un moment dat mă dureau picioarele și am ieșit, zice el. Și Dumnezeu, zice el, mi-a vorbit să mă duc în India. Ok, am zis eu. Și zice, am să mă duc prin misiunea lui Bonke. Bine, am zis eu. Zic, engleză știi? Nu. Bani ai? Nu. Bonke te știe? Nu. Dar cine mă știe? Dulapul. În dulap am fost și m-am rugat 17 ore. Și au zis toți că am înnebunit, zice el, tu ce zici? I-am zis, eu zic că e sănătos. A scris la misiunea lui Bonke. În două zile a venit răspuns de la secretar. Zice, noi suntem pentru tine. Îți plătim drumul, acomodarea, te duci în India. Și tot răspuns în două zile. În două zile, înțelegeți ce vă spun? Un lucru extraordinar. Mai avea nevoie de 600 de euro. Duminică eram la biserică și a doua zi trebuia să plece. Și am spus, Sami, mă rog pentru tine, ce fac? Zice, nu spui nimănui, pui la încercare pe Domnul, zice. Așa cum am făcut și eu, n-am zis nimănui, pentru că nu vreau să-mi dea omul, vreau să-mi dea Dumnezeu și Dumnezeu să răsplătească celor care dau. Și atunci zice, nu spui nimănui. Și la sfârșit a venit o femeie de pe primul rând și a dat un plic 600 de euro fix ce Domnul mi-a vorbit. Și Sami și a spus, normal. Și a plecat. Normal. E normal, ăsta e normalul. Nu spuneți că ăsta este un lucru extra. E normal. Ăsta e normalul cu Dumnezeu. Și asta cred și eu. Și am zis, a venit Sami după câteva luni din India și a spus, Sami, cum ai predicat? O, zice, am predicat extraordinar. În ce limbă? Dumnezeu știe, zice el. Cum a predicat Sami? Căzuse o fetiță în fântână. A căzut o fetiță în fântână și când a scos-o de acolo era moartă aproape fetița. Și Sami și-a pus mâinile peste ea și s-a rugat cum a știut el și fetița a revenit la viață. Și din acel moment oriunde se ducea, deschidea gura, spunea 3-4 cuvinte și cădeau oameni în genunchi. Trebuie să ai curajul să faci lucrurile pentru care trebuie să lupți în viața aceasta. Pentru că dragostea adevărată are curaj. Hristoase, tu ce ai făcut? Am coborât, zice el. M-am întrupat pe pământul acesta. Am trăit 33 de ani. În fiecare zi m-am dăruit oamenilor și m-am dus să fiu răstignit pe lemnul crucii. Să ai curajul să faci lucrarea lui Dumnezeu. Să ai curajul să-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că dragostea nu înseamnă să faci ceea ce fac toți, ci dragostea înseamnă să faci ceea ce puțini fac pe pământul acesta. Frumoși și nebuni al lui Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să vă binecuvânteze și pe voi. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, curajul nu înseamnă neapărat să vorbești. Femeia aceasta trecea
Simon o străpungea cu privirea. Oamenii se uitau la ea și zicea, păcătoasă, păcătoasă, păcătoasă. Femeia strângea vasul în brațe și a trecut pe acolo. Și probabil că s-a simțit arsura privirilor celorlalți, gândurile lor, păcătoasă, păcătoasă. Și femeia a zis, tac, 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 nu zic nimic, nu vorbesc, nu spun nimic. Ce mare lucru pe pământul acesta să ai curajul să taci. Va veni o zi când Dumnezeu va vorbi pentru tine și în locul tău. Va veni o zi când Dumnezeu te va ridica și Dumnezeu spune, acesta este copilul meu, acesta este fiul meu și fiica mea. Curaj nu înseamnă să dai din gură, m-am săturat de toate proiectele care arată bine la nivel de vorbă, dar Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care spune, taci și fă, mai mult decât să vorbești și să nu faci nimic. Curajul înseamnă să taci, da, Doamne, recunosc că sunt o păcătoasă, recunosc, tac, nu zic nimic. Și Domnul Iisus Hristos a zis, ești curajoasă. E mare putere să taci astăzi, așa e că mare putere. A venit la mine în birou odată cineva, supărat rău de tot pe mine. 10 minute m-a făcut în toate felurile posibile. N-am crezut că se pot găsi atâtea epitete. Mi-a zis în toate felurile posibile, nu știu dacă mai există vreun adjectiv care să nu fi fost... Doamne, ca trenul în gară. Prima dată când m-am uitat la el, în biroul meu, prima dată când m-am uitat la el, am vrut să mă ridic și să-i spun, mă, ieși afară. Dar după aia am stat și m-am uitat și am zis, mă, săracul de el, îi se îngroșase o venă la tâmplă. Ochii îi se congestionaseră. Deja era interesant, îl analizam. Zic, mă, am început să mă rog, Doamne, ajută-l să nu moară la mine în birou. Plesnește vreo venă, Doamne, iartă-mă, și atunci moare ăsta la mine aici. M-am uitat la el, că ești așa, că ești așa, că ești așa, că... N-am vrut să-l ajut. Era un om care avea nevoie de ajutor, dar el bea, el fuma și nu dăm banii oricui om care se duce și îi risipește. Eu i-am spus, sunt niște reguli, tu trebuie să faci anumiți pași, că altfel să rămâi un sărac toată viața. M-am făcut în toate felurile. După ce a terminat, eu am tot tăcut. La un moment m-am rugat Domnului și Dumnezeu, taci. Taci, 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 tac, Doamne. Am vrut, taci, a zis Doamne, și am tăcut. Și la sfârșit, după ce a terminat, el i-am zis, Doamne, acum ce-i spun? Zi așa. Și i-am zis, numai atâta știi despre mine. Îți spun eu câte știu despre mine. Ce om bun, tu nu crezi că înaintea lui Dumnezeu sunt lucruri care trebuie să îndreptate? Dacă îți spune omul, mincinosule, sar de 15 metri, mă faci pe mine mincinos? Dar dacă ți-o spune Dumnezeu, nu pui privilegios. Ce, n-ai mințit? Ați înțeles? Curajul înseamnă să taci și să faci. Ajută-ne, Doamne! Vreau să închei cu ultimul lucru și să mă ajute și pianistul vostru. Aș vrea să vă spun ultimul lucru în această seară. Curajul, într-un mod ciudat, înseamnă ceva poate la care nu ne-am gândit până acum. Ce faci, femeie? Mă duc să mă arunc la picioarele lui Iisus. De ce? Pentru că sunt trudită și împovărată și disperată de nu mai știu de mine. Eu nu mai vreau să mai apuc o nouă zi cum am fost azi. Este atât de sătulă de mine de nu mai pot suporta. Eu nu mai vreau să mai apuc încă o zi așa cum am fost. Atât de disperată a fost femeia aceasta că a zis, chiar dacă toți or să-mi sară în cap, chiar dacă sparg toate regulile și toate tiparele, chiar dacă îndur și tac, mă duc spre Iisus. Curajul înseamnă, într-un mod paradoxal, să fii suficient de disperat încât să recunoști că fără Dumnezeu nu poți nimic. Sunt atât de disperat, Doamne, Dumnezeul meu, că nu-mi iese nimic, încât am curajul să mă arunc la picioarele tale, că nu mai pot face nimic altceva. Prieteni și oameni al lui Dumnezeu, până în ziua în care nu vei fi disperat de neputința ta, disperat de neputințele minții tale, disperat de faptul că ai încercat să te schimbi și nu ai reușit, niciodată nu vei găsi curajul să te arunci la picioarele lui Iisus. Eu-s disperat că nu mă pot lăsa de ale mele și atunci mă arunc în brațele Domnului Iisus Hristos. Cât de disperat ești și cât de neputincios te arăți, atât pe această măsură e curajul nostru. Pe 31 decembrie noi în fiecare an avem un obicei, casa noastră. Noi scriem o scrisoare lui Dumnezeu.
În fiecare an familia mea îi scrie o scrisoare lui Dumnezeu. Acum câțiva ani de zile, una dintre fetițe, când citea scrisoarea, pentru că după ce scriem o scrisoare lui Dumnezeu, aducem scrisorile de anul trecut și le citim. Să vedem cât din promisiunile pe care le-am făcut s-au împlinit. Și apoi scriem un nou scrisoare. Fetița mea mai mică, Carina, scria în scrisoare în felul următor, zice: îl iubesc pe tata și aș vrea să mă rog mai mult pentru el, dar nu știu cum să mă rog. Zice: nu prea-l cunosc pe tata. Tata merge în evanghelizări, eu nu știu ce sunt alea evanghelizări. Aș vrea să mă rog să fiu mai aproape de tata, dar eu nu știu ce face tata. M-am dus în cealaltă cameră, m-a podidit plânsul și am zis: Doamne, îmi cresc copiii și eu nu-i cunosc și nici ele nu mă cunosc. Ajută-mă să fiu mai aproape de ele. În ianuarie mă sună din Roma un pastor, Stelian Mag: Florine, vină la noi la evanghelizare, zice. Și dacă tu o să accepți să vină la noi la evanghelizare, te rog, ia-ți toată familia cu tine. Am stat de vorbă cu soția și a zis: eu nu pot veni, dar ia fetele. Și uite așa am plecat cu fetele mele în prima evanghelizare. Prima noastră călătorie misionară. Aveau vreo 12 ani. 12 ani una, 13 ani alta. Am ajuns în biserica din Roma, o zi foarte grea, dimineață după amiază. Am stat între biserici, în biserică, discutând cu oameni și rugându-mă pentru mulți. Au fost foarte mulți oameni și a fost o lucrare deosebită pe care Dumnezeu a făcut-o. Fetițele mele au stat lângă mine, au mâncat când am mâncat eu și m-au așteptat tot timpul. Seara când am ajuns în apartamentul bisericii, ele zic: tată, asta înseamnă evanghelizarea. Da, am zis eu. A, dar tare obositor este. Acum îmi dau seama că tu vii acasă praf de oboseală. Noi credeam că tu vii acasă odihnit. Te-ai dus în Arizona, în Phoenix. Tu trebuie să vii odihnit. Când colo, în seara aceea spre dimineață am avut un vis. Am visat că am ajuns la poarta împărăției lui Dumnezeu. Acolo era un înger și foarte mulți oameni. Îngerul acesta stătea de pază la ușa care dădea spre rai. M-am uitat la oamenii aceia și am zis: Doamne, uite câți oameni sunt aici. Am băgat de seamă că toți oamenii care erau acolo se duceau spre poarta raiului. Nici unul nu zicea despre el altceva decât: eu sunt pentru rai. Când ajungeau în dreptul îngerului, se uita în Cartea Sfântă și dacă numele era trecut acolo, îi dădea voie să intre. Un înger înalt. Iar cei ce nu erau trecuți erau luați și am văzut că au fost aruncați într-o poartă care era mai jos, poarta iadului. Am fost surprins și am zis: n-am crezut că poarta raiului și poarta iadului sunt atât de aproape. După care mi-am dus aminte că în Biblie spune: vor fi luați și aruncați în întunericul de afară. Erau aruncați undeva jos, spre poarta iadului. Când s-a terminat toată această lucrare, îngerul a venit la mine și m-a întrebat: ce faci aici? Eu am zis: eu nu cred că este timpul să fiu aici. La care el mi-a răspuns: lucrul ăsta nu atârnă de mine, lucrul ăsta atârnă de Dumnezeu. Și mi-a întors spatele. Am vrut să-l întreb unde este Dumnezeu, ca să pot stau de vorbă cu el. Ce căutam eu acolo? Asta era întrebarea. Dar el a plecat. Și apoi mi-a adus aminte că pe pământ, ori de câte ori aveam nevoie să stau de vorbă cu Dumnezeu, mă rugam. Și atunci, acolo în vis, am început să mă rog și am zis: Doamne, te rog să vii să stai de vorbă cu mine. Într-un nor luminos, din care izvora o lumină puternică, acel nor s-a coborât în dreptul meu. Voi auziți ce vă spune, oameni buni? Din norul acela luminos, o voce m-a întrebat: ce cauți aici? Și am spus: Doamne, nu știu. Eu nu cred că este timpul ca eu să fiu aici. Iar vocea mi-a răspuns, știam că este Dumnezeu. Așa este, zice el, dar vreau să-ți amintești că eu ți-am dat viața. S-a terminat visul. Era dimineață. Am trezit fetele și am zis:
uite ce vis am avut. Atât de mare a fost impactul acestui vis, că eu nu mai puteam să fac distinția care e realitatea și care e visul. Mi se părea că realitatea este vis și visul este realitate. Carina, fetița mea, mi-a pregătit un pahar cu lapte fierbinte și mi-a zis: tată, poate că Dumnezeu vrea să spună că trebuie să-i mulțumești, pentru că acum 2 ani de zile te-a lovit un tir, o mașină, un tir m-a lovit, m-a spulberat de pe mașină, din mașină, a fost de-a la televiziune accidentul și am ieșit, cum mă vedeți, la costum. M-a lovit, m-a întors și m-a aruncat de pe carosabil. Și ce, poate că Dumnezeu vrea să spună că trebuie să-i mulțumești că ți-a dat viață. Am zis, poate. Am încercat să întreb, m-am dus și am vorbit cu pastorul la prânz, a zis: pastor, de ce vis am avut, tu ce zici? Ce, Florin, nu știu să spun. Pare un vis interesant, de la Domnul sigur, dar nu știu să spun. În fine, am ajuns pe aeroport, mă întorceam acasă, am prins-o pe soția mea și am dat telefon și i-am spus visul și mi-a zis: Florin, eu mă rog pentru tine. Am stat o oră pe pistă, în drumul de la Roma spre București, n-am putut decola. După o oră am decolat. Când am decolat, când luam altitudine, am auzit un zgomot metalic ca de șurub care lovește tabla în mod repetat. M-am uitat să văd dacă nu cumva clapeta vreunei dintre fetițe de la centura de siguranță nu-i prinsă. Era un zgomot persistent, dar era în ordine. În sfârșit, pe la 2000 de metri, motorul din stânga a luat foc. Întâi a apărut scântei, după aceea flacără și a început să ardă. Limba de foc s-a dus până sub aripa avionului, acolo unde este rezervorul. Eu eram exact cu un scaun în fața motorului, cu un scaun în față. Oamenii în momentul acela au țipat în avion, au început să și-au dat jos centurile, au ieșit pe culoar și au strigat: spuneți-i pilotului că am luat foc! Spuneți-i pilotului că am luat foc! Ce vă spun eu acum poate fi verificat. Este pe televiziunea română la ProTV. Dați, vă rog frumos, avionul care a luat foc. Și o să vedeți acolo descrierile și reportajele și interviurile cu cei ce au fost în avion. Teama noastră era că pilotul nu știe. Nimeni nu ne spunea nimic în avion. În momentul acela, fetițele mele au început să plângă. Oamenii în avion plângeau, femeile țipau, copiii plângeau. Am luat mâinile fetițelor mele și în momentul acela vreau să vă spun că indiferent cât de tare ai fi și cât de pregătit ai fi pentru viața de apoi, am simțit fiorul morții. M-am gândit în momentul acela, zic: Doamne, ce moarte urâtă o să am, nu se poate să aleagă nimic de mine. Din secundă în secundă așteptam să sară în aer avionul. Din secundă în secundă, cu fiecare secundă, mă bucuram că încă n-am murit. Fetele mele plângeau și m-am gândit: Doamne, prima noastră călătorie în evangelizare. Și m-am gândit cum o să fie când o să primească soția vestea că toată familia ei a murit în avion. În momentul acela, când stăteam și mă gândeam, singurul lucru care mi-a trecut prin inimă, și vă rog să înțelegeți în numele Domnului ce vă spun eu, singurul lucru care m-a interesat a fost să mă uit să văd, oare mai fi ceva în viața mea de care Dumnezeu să mă judece? Mai este vreun păcat în inima mea care să mă descalifice? Am simțit un regret extraordinar că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu în toată viața mea. Asta era regretul, frica că încă nu sunt pe deplin cum trebuie și în al doilea rând, gândul că n-am făcut destul. Pentru că dragostea adevărată se închină, dragostea adevărată seamănă cu Dumnezeu, se schimbă și dragostea adevărată slujește cu curaj. În momentul când stăteam atunci acolo, mi-am adus aminte de visul de dimineață și am zis: Dumnezeu din cer îmi va da viață. Mi-am zis: dimineață Dumnezeu m-a înștiințat că nu voi muri și voi trăi. Și în momentul acela le-am zis fetelor: vă aduceți aminte visul? Da, au zis ele. Ei, să știți că despre asta este visul. Dumnezeu din cer ne va ajuta și vom ateriza cu bine. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că în momentul în care am spus lucrul acesta, Duhul Sfânt s-a coborât peste mine în avion. Am început să laud pe Dumnezeu și să plâng de bucurie, nu pentru faptul doar că Dumnezeu mi-a dat viața, ci pentru faptul că Dumnezeu a venit la mine în răcoarea dimineții și mi-a dat de știre că viața mea are preț înaintea Lui. Imediat pilotul a făcut anunțul și a zis:
Unul dintre motoare a luat foc și am reușit, zice, să întrerupem alimentarea. Vom mai urca pentru ca focul să se stingă și vom autoriza de urgență la Roma. Ne-am urcat, s-a stins focul, am coborât, de două ori am căzut cu avionul, din pricina faptului că am mers doar cu motor, jos era plin de pompieri, ambulanță, sirene, lumini. Un sfert din avion s-a dus, că erau mulți tineri, s-au îmbătat mangă. Toți oamenii, când au coborât, au sărutat pământul. Au dat telefoane și au zis și au povestit. Unii au luat autocarul, s-au întors acasă și au jurat că niciodată nu mai pun piciorul pe scara avionului. M-am dus în sala aeroportului și am zis, tată, îți mulțumesc. Va veni o zi când Dumnezeu îți va spune, uitându-te la tine, dacă m-ai fi iubit așa cum te-am iubit și dacă m-ai fi iubit așa cum spune Biblia, atunci departe de ochii oamenilor mi-ai fi cântat o cântare. Departe de ochii oamenilor în cămăruță te-ai fi rugat și ai fi citit Biblia, nu ca să predici, ci ca să stai de vorbă cu mine. Dacă m-ai fi iubit, spune Iisus Hristos, așa cum aș fi vrut eu, te-ai fi schimbat. N-ai mai minți, nu te mai mânia, n-ai mai fi nervos. N-ai mai umbla cu două măsuri, ci ai fi drept, credincios, sincer și cinstit. Dacă m-ai fi iubit, zice Domnul Iisus Hristos, ai fi avut curaj. Curajul să ce? Dacă e nevoie să înfrunți o lume întreagă. Și ce crede iubiții Domnului? Eu cred că noi va trebui să ne ridicăm, să spunem, suntem pocăiți. Suntem copii de Dumnezeu. Și nu mi-e rușine. Haideți să ne ridicăm. Tată Sfânt din ceruri, la sfârșitul unei zile, Doamne, cel puțin pentru mine, istovitoare, stau înaintea Ta. Doamne, Dumnezeul meu, mi-e frică, Doamne, Dumnezeul meu, că am folosit de atâtea ori cuvântul Te iubesc. Și în mod real, Doamne, Dumnezeul meu, am iubit după chipul și asemănarea mea. Tată Sfânt din ceruri, atâta este dragostea mea pentru Tine cât Te caut eu departe de ochii oamenilor. Atât este dragostea mea pentru Tine cât Îți cânt eu când nu mă vede nimeni. Atât este dragostea mea pentru Tine cât mă rog eu, Doamne, și stau de vorbă cu Tine, când nu mă știe nimeni. Atât de mare este dragostea mea cât de mult citesc eu Scriptura departe de toți ceilalți și nu cu gând să predic, ci cu gând, Doamne, Dumnezeul meu, să învăț. Atât de mare este dragostea mea, Doamne, cât mă schimb. Nu poate, Doamne, cineva să Te iubească și să rămână în felul lui. Atâția oameni spun, așa-i felul meu, foarte rău. Noi trebuie să fim ca Tine, nu ca noi. Doamne, Dumnezeul meu, atât de mulți oameni slabi și atât de puțin curaj pe lumea aceasta. Eu știu că dragostea Ta este o dragoste care îndrăsnește. Tu ai spus îndrăsniți, căci eu am îndrăsnit și am biruit lumea. În seara aceasta, Doamne, Dumnezeul nostru, vrem să stăm înaintea Ta și nu cumva, Doamne, ca Simon leprosul, să Te fie chemat la biserică și la sfârșit, Doamne Dumnezeul meu, să rămânem mai sărați și mai goi. Pentru că bietul Simon n-a înțeles că Iisus Hristos n-a venit să mănânce o ciorbă, ci a venit să-i dea mântuire. A rămas un sărac, a rămas un om acru, cu o minte bântuită de tot felul de judecăți. Și o femeie, Doamne, care a avut curajul să se arunce la picioarele Lui, să-și recunoască păcătoșenia și a avut curajul să treacă prin mijlocul lor, a primit mântuirea. Nu vreau să rămân un participant la slujbele bisericești. Nu vreau să stau pe scaun judecând ce în stânga și în dreapta, ci vreau să mă închin. Vreau să mă schimb și vreau să am curajul să Te iubesc. Mă simt slab și neputincios. Și n-am înțeles, Doamne, că dragostea din Tine înseamnă mai întâi de toate să Te caut, să Te caut pe Tine. Te rog în această seară, Doamne Dumnezeu nostru, primește închinarea noastră.
Noi vrem să venim la picioarele tale, jos la picioarele tale. Să stăm să ne închinăm în această seară și să spunem: Te iubim, Doamne. Și vom începe să ne închinăm aici și vom continua în casele noastre. Va rămâne în seara aceasta televizorul pe mute și ne vom duce să cântăm o cântare de dor. Nu ne vom mai deschide, Doamne, seara aceasta computerul, ci ne vom deschide Scriptura și o fereastră în cer se va deschide prin care cuvântul Tău va veni la noi. Și începând din seara aceasta, Doamne, nu voi mai minți, nu voi mai înșela, nu voi mai face fapte rele, mâinile mele vor fi curate, glorie și mărire Ție. În această seară, Tatăl meu și Dumnezeul meu, împreună cu cei ce sunt aici, fac un legământ cu Tine. Sfințește, Doamne, ochii mei. Nu mai vreau, Doamne, să privească spre ce nu trebuie să privească, ci Te rog, sfințește-i ca să privească ce trebuie să privească. În această seară, Doamne, fac un legământ cu gândul meu și mă rog ca fiecare gând al meu să fie rob ascultării de Hristos. Nu mai dau voie imaginației, Doamne, să mă poarte departe de Tine. Nu mai permit gândurilor rele să-și facă sălași în mintea mea, ci mă rog în această seară ca fiecare gând al meu să fie rob ascultării de Hristos. Fac un legământ cu limba mea și zic: limba mea, să nu mai vorbești niciodată ce nu trebuie vorbit, ci să vorbești mereu cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să taci, taci, pentru ca să rămâi fără vină înaintea lui Dumnezeu. Mâinile mele fac un legământ cu voi în această seară. Vă dau lui Dumnezeu ca mâinile acestea cu hărnicie să lucreze pentru împăratul, ca mâinile acestea să se ridice curate, fără mânie, înaintea lui Dumnezeu. Mâinile acestea să mângâie și să binecuvânteze, nu să arate amenințător și judecător. Picioarele mele fac cu voi un legământ să mă duceți numai în locurile în care intră și Hristos. Și niciodată să nu umblu, Doamne, pe drumul celor păcătoși, pe cărarea celor răi. Să nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori. Fac în această seară un legământ cu inima mea. Umple-o, Doamne, de dragoste. Toarnă prin Duhul Sfânt dragoste în inima mea și ajută-mă să fiu al Tău pentru totdeauna. Aleluia! Iubiții Domnului, în această seară, în numele lui Iisus Hristos, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Regele regilor, Mesia, Mântuitorul sufletelor noastre, aș vrea să ne închinăm Lui. Putem în această seară aici să facem un loc al altarului și să venim să-I spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau din seara aceasta să iubesc cum iubești Tu, m-am săturat să iubesc cum iubesc Eu. Vreau să încep să mă închin, să mă rog. Și dăm, Doamne, din nou dorința să mă rog, aprinde în mine dorința să mă închin. Seara aceasta aici la altar să vină orice om care are nevoie de schimbare și care spune: Doamne, eu nu mă pot schimba, Te rog să mă schimbi, vreau să mă schimb. Să vină în această seară aici la altar și ne vom ruga împreună orice om care are nevoie de curaj, de îndrăzneala de a trăi pentru Dumnezeu. Iubiții Domnului, este ceasul când Dumnezeu ne spune: vin la voi și vreau să văd hotărârile voastre. Femeia aceasta a avut curajul să străbată o întreagă adunare. Nu i-a păsat cine se uită. I-a zis: mă duc la picioarele lui Iisus. Mă duc la picioarele lui Iisus să mă proștern acolo. Te chem în această seară ca împreună cu mine aici să ne închinăm lui Dumnezeu, să îngenunchem înaintea Lui și în mod deosebit, în mod deosebit, să învățăm să iubim ca El. Aleluia! Desprinde-te din locul în care stai și vino spre El. Curajul de a iubi îl onorează pe Dumnezeu. Doamne, sunt suficient, Doamne, Dumnezeul meu, de lucid în această seară să-mi dau seama că fără Tine nu pot face niciun pas. Veniți în numele lui Iisus Hristos. N-aș vrea să fim oameni religioși o viață întreagă, să venim la biserică și la sfârșit de viață El să spună: nu m-ai iubit cum am vrut Eu. Nu iubire ce ai avut Tu. Să torne în seara aceasta Duhul Sfânt peste noi puterea de a ne ruga. Vino, Doamne. Suntem, Doamne, oameni care avem nevoie de Tine și vrem în această seară, Doamne, la picioarele Tale să-ngenunchem.
jos la picioarele tale să venim, să ne prosternem înaintea ta, Hristoase, să ne închinăm bunătății tale, să putem să cuprindem picioarele tale, să ne dai puterea schimbării, să ne ierți nouă orice păcat, să ne ierți nouă, Doamne, orice slăbiciune. Aleluia, Iisus! Cuprinde-i, Doamne, cu dragostea ta. Mâinile noastre nu pot cuprinde, dar să cuprindă brațele tale fiecare suflet. Veni la picioarele tale, Doamne. Vrem să iubim ca tine, Doamne. Slabă este dragostea noastră, Doamne. Genunchiat înaintea ta, Doamne. Nu ne lăsa, nu ne lăsa, nu ne lăsa, Doamne. Doamne, nu mai vreau să plec de la picioarele tale. Vreau să rămân la picioarele tale, Iisus. Primește lacrimile mele. Primește, Doamne, Dumnezeul meu, jertfa inimii mele. Glorie ție, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină adevărată. Doamne, vino! Sunt ai tăi, Doamne, sunt ai tăi. Aleluia, Doamne! Aleluia, Iisus! Nu mai vreau, Doamne, o secundă să trăiesc după cum vreau eu! Schimbă-ne, Doamne, schimbă-ne! N-avem, Doamne, o dăiță! N-avem, Doamne, închinare! Glorie celui preanalt! Aleluia, Doamne! Aleluia, Doamne! Doamne, ai milă de noi! Nu ne lăsa, Doamne! Nu ne lăsa! Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim că ne-ai chemat în seara aceasta, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat. Aleluia, Doamne, glorie ție, glorie. Tată, primește-ne pe noi, primește-ne la tine, Doamne, ne-am mirosit, ne-am risipit, te rog, primește-ne, Doamne! Aleluia, Doamne, glorie! Lui Iisus.
Aleluia, Doamne! Vă rog să vă ridicați. Puteți să vă ridicați. Iubiții Domnului, eu știu că lângă fiecare dintre noi a coborât Dumnezeu în această seară. Ne ridicăm înaintea lui Iisus Hristos, dar nu singuri, ci ne ridicăm înaintea Lui și ne ridicăm împreună cu El. Vom pleca din biserică și vom zice: Doamne, de azi încolo Te vom iubi cum vrei Tu. Aș vrea să rămâneți aici în față, voi cei ce în mod deosebit ați avut curajul să-L iubiți pe Dumnezeu până într-acolo încât ați zis: nu mai îmi pas. Și împreună cu voi și cu întreaga adunare, să-I spunem Dumnezeului nostru în această seară că merită toată cinstea, toată lauda, toată închinarea. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun care ne-a iertat. Un Dumnezeu care în această seară a venit și ne-a spus: eu nu vreau ca voi când veți ajunge în cer să aveți surpriză. Eu vreau să știți cum mă aștept eu să mă iubiți. Vreau să vă rugați mie, nu doar în biserică. Pentru că atunci când vii și te rogi doar în biserică, tu nu ești decât un turist spiritual. Vreau să, să vă rugați și să stați de vorbă cu mine, să mă căutați, să văd că sunt iubit, că nu puteți fără mine. Că vă e dor să stați de vorbă cu mine în fiecare zi. Că sufletul vostru tânjește de dor după curțile mele. Vreau să stau de vorbă cu voi mai mult decât vă doriți voi să stați de vorbă cu mine. Își dorește Dumnezeu să stați de vorbă cu El. El își dorește mult să stea de vorbă cu fiecare dintre noi. Iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, omorâți în voi orice mădular care vă duce spre păcat. Ce n-ați omorât astăzi, vă va omorâ pe voi mâine. Vedeți că trec ani și dacă nu ne schimbăm la vreme, din ce în ce mai greu să ne schimbăm. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, iubiți-L pe Dumnezeu cu fapta și adevărul, schimbându-vă. Și în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, în mod deosebit pe voi, tineri din biserica Happy Valley și de unde sunteți, ieșiți afară cu curaj. Cuceriți orașul acesta pentru Iisus. Mergeți și cântați o cântare de bucurie. Să ieșiți și să nu vă mai opriți. N-are importanță, să fiți curajoși. Și acum, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru acest Dumnezeu care ne-a curățat și ne-a iertat, pentru acest Dumnezeu care ne-a dat în această seară putere sfântă, acestui Dumnezeu care ne promite raiul, acestui Dumnezeu care ne-a făcut o familie, pe El și numai pe El să-L lăudăm. Merită Dumnezeul nostru, merită Domnul cinstea, merită Domnul gloria, merită Domnul toată închinarea. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus! Să cântăm împreună cu tinerii. Nu știu ce le-a pus Domnul pe inimă. Vom cânta împreună o cântare de laudă, pentru că Dumnezeul nostru este Rege, Dumnezeul nostru este Domn. Aleluia! Cântați împreună cu ei.